cu domnul președinte Cătălin Anton și domnul director al liceului cu program sportiv Piatra Neamț, Răzvan Lupu. Discuția se poate sau ar trebui să fie despre colaborarea care există între CSM Ceahlăul și LPS Piatra Neamț la nivelul copiilor și juniorilor. În anii trecuți au fost destule treceri dintr-o parte în alta și în acest an colaborarea continuă. Domnule Anton, domnule Lupu. Bună ziua tuturor! Ați avut în conferința de presă doi dintre cei mai experimentați jucători ai echipei. Pentru a face o trecere către următorul subiect al conferinței, vreau să spun că până a ajunge jucător cu experiență, este necesar să o iei de la nivelul Academiei de Copii și Juniori, de la nivelul Centrului de Copii și Juniori. Și după cum am spus chiar la începutul acestui sezon, unul dintre obiectivele noastre este dezvoltarea acestui centru de copii și juniori, dezvoltare pe care nu o putem face singuri, ci doar în parteneriate lucrative, parteneriate cumva profitabile pentru ambele părți. Din acest sens, mă bucur teribil de mult să avem alături de noi pe domnul director al liceului cu program sportiv Răzvan Lupu, de a cărui colaborare, bunăvoință și bune intenții ne bucurăm încă de la începutul sezonului și nu numai în acest sezon, ci dintotdeauna. Deci, domnule director, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi prin toate cadrele de drag și din cadrul liceului program sportiv, prin toți copiii din centrul de copii juniori pe care l-aveți dumneavoastră și pe care l-ați cu mândrie și cu bunăvoință l-ați adus să colaboreze alături de echipa de conducere și echipa staff-ului tehnic din cadrul Ceahlăului. Așa că sperăm să fiți alături de noi în continuare și să avem rezultate foarte bune împreună. Mulțumesc, domnule președinte. Vă salut și pe dumneavoastră, reprezentanții presei. Vreau să vin cu câteva precizări. Promovarea echipei Ceahlăul Piatra Neamț în Liga a doua a produs o emulație fantastică în rândul suporterilor și jucătorilor din orașul nostru și noi suntem mândri și obligați în același timp prin statutul nostru să putem asigura viitorul acestei echipe, să punem la dispoziție copiii cei mai buni pe care îi avem în instruire, să poată face parte din rândurile echipei reprezentative a orașului nostru. Am încheiat cu gruparea ACSM Ceahlăul Piatra Neamț un contract de colaborare, ajutându-i la nivelul grupelor de Under 11, Under 13 și Under 15 cu sportivi pentru a putea obține licențierea necesară participării în Liga a doua și am împrumutat câțiva copii pe perioadă de un an, copii care s-au aflat în vederile antrenorului principal al echipei. Vorbim despre a Petrei David, despre Andrei Moisi, care au făcut pregătiri cu echipa de seniori și am împrumutat pentru a se afla în fondul de jucători, pasibili în orice moment să participe la evenimentele echipei de seniori. Cu atât mai mult cu cât suntem obligați de regulamentul federației să avem și în structura echipei un post de 2003 și un post de 2006. Pentru a putea participa în competiții. În competiții, sigur. În plus, liceul sportiv asigură și școlarizarea marii majorități a sportivilor care sunt legitimați pe clubul ACSM Ceahlău, deși aici avem o colaborare și am venit în sprijinul conducerii clubului pentru a le pune la dispoziție și școlarizarea copiilor. Care copii sunt chiar copii cu rezultate bune la învățătură? Copii? Un sportiv nu poate fi un sportiv de performanță decât dacă se pregătește din toate punctele de vedere. Deoarece în unele momente decizia îi aparține și nu o poate lua dacă nu are la mansardă acolo tot ce îi trebuie. Există și în cadrul liceului dumneavoastră o obligativitate ca toți cei care participă la activitățile sportive performante să aibă o medie generală mai mare de 7? Este obligatoriu pentru a putea avea, a fi
component al unei echipe sau în învățământul sportiv, trebuie să ai la proba, la disciplina de specialitate, minim media 6. Și dacă nu ai... Și la disciplinile de cultură generală? Nu, dar de obicei avem copii care au note foarte bune. Sunt implicați și în procesul instructiv educativ. Nu, pentru că am mai văzut la televizor, înțelegeți, în școlile americane, în academiile americane, se pune un mare accent și pe pregătirea de cultură generală, pregătirea teoretică. Copiii trebuie să înțeleagă foarte bine că în situația în care nu vor performa cu adevărat și nu vor putea trăi de pe urma fotbalului, trebuie să aibă și o specializare în spate. Și de aceea, exemple pe care mai sunt în Liga 1 cu jucători care au o facultate sau două, chiar dacă este facultate de profil educație fizică, dar și o facultate de genul relații internaționale, management sau kinetoterapeut, orice, este bine să ai și un plan B întotdeauna. Corect, corect. În primul rând, copiii care sunt absolvenți, absolv liceul plan sportiv, susțin și un atestat și primesc o diplomă de instructor sportiv, ceea ce în viață îi poate ajuta. Exact. Accidentează. Ca să fii instructor sportiv? Poți să fii și accidentat. Poți să fii și accidentat. Răzvan, cât de... sau s-a simțit vreo diferență în față de anul trecut, după promovarea Ceahlăului? S-a simțit o diferență la numărul de copii care, să zicem, s-au îndreptat spre fotbal în vara asta? Bineînțeles. Și aici mă refer la grupele mici, mici, că acolo, de acolo se trage... Deci, după promovare, am reușit și noi să ne completăm grupele, astfel încât acum avem în instruire copii începând de la U7, născuți 2017, până la U19, copii născuți 2005. Deci toate palierele de vârstă sunt acoperite de către cadrele noastre în număr de 13, în număr pe disciplina fotbal. Ați identificat și un talent care trebuie dublat de o muncă și de un antrenament. Dar nu știu, aceea scripire de talent pe care trebuie să o aibă orice sportiv care își dorește performanță. Am identificat la toate nivelele de vârstă avem sportiv cu calități și cu scripiri. De asta probabil au fost și cooptați în loturi și, și la nivel de pregătire la echipa de seniori. Iar cei mici avem chiar anul acesta. Prima oară s-a înființat Liga Elitelor Under 14, unde noi am obținut dreptul de a participa și avem rezultate, zic eu, foarte bune. Unul dintre aceste rezultate este un egal scos săptămâna trecută acasă, aici pe stadion, contra Academiei Cixereta. Care știm foarte bine. Deci sunt în primele trei academii din România. Din România și plus surse de finanțare. Putea spune cu ghilimele de rigoare inepuizabile în comparație cu academiile de noi cu mâna noastră de copii de aici, din orașul nostru, poate din localitățile limitrofe, și cu dăruirea profesorilor. Să înțeleg că la anul ar putea, sau peste vreo 2 ani, ar putea să fie echipa cea nouă, fără transferul, să fie doar din copii aceștia crescuți în academia? Colegii mei își fac datoria cu prisoțință. Încercăm să livrăm cât mai mult sportivi bine pregătiți, iar dreptul de preemțiune să aparțină clubului ACSM Ceahlău. Asta este viziunea mea. Este foarte ușor să... Pentru care vă mulțumim și o apreciez. Și acum în premieră vreau să-i propun domnului președinte pentru anul sportiv următor un parteneriat cum îl cred eu. Deci noi fiind un club cu specific doar de juniori, nu avem voie să avem echipe de seniori. Că dacă ar fi fost posibilitatea aceasta, am fi încercat cu jucătorii noștri Under 17 și Under 19 să forțăm și noi o Liga a 3-a. De ce nu? Expunerea ar fi foarte mare pentru juniori și vom fi solicitați în mod cert de către cluburile care își doresc Under pentru a participa în competiție. Dar fiind doar de juniori, îi propun în premieră acum domnului președinte să reușim jucătorii cei mai buni până la vârsta de under 17 de la ambele entități, de la Academia Ceahlău și de la Liceul Sportiv, să-i folosească Liceul Sportiv sub formă de împrumut, vârfurile, pe lângă echipele noastre, ca să obținem rezultate pe Liceul Sportiv. Pe noi ne interesează rezultatele la nivel de juniori.
Iar de la Under 19, cei mai buni jucători de la liceul sportiv. De la liceul sportiv să participe pentru ACSM Ceahlău, pentru a putea fi cooptați în pregătirea echipei mari și, efectiv, și eventual folosiți în meciurile oficiale. Da, da, da. Astfel încât și dumneavoastră își fac o idee, văd pe ce bazează, știu că am un under care vine, îi propun un contract sau eventual care sunt procedurile și copilul nostru crescut pe plan local, ceea ce atrage după sine și spectacol, spectatori, părinți, se creează o emulație fantastică. Deci așa este, asta este viziunea pe care o am eu în momentul de față și pe care o propun domnului președinte. Vă mulțumesc, apreciez, deci chiar este o surpriză plăcută pentru mine. Vom discuta această idee și împreună cu domnul director al Centrului de Copii și Juniori, cu domnul Daniel Moisimahu, și sperăm să ajungem la o concluzie înțeleaptă pentru ambele părți. Am avut domnul președinte pentru meciul de vineri? Pentru meciul de vineri, știu că toată lumea este frustrată, toată lumea este nesatisfăcută de ultimele rezultate, dar trebuie să avem încredere în băieți. Dacă nu avem încredere în băieți, dacă nu le acordăm suportul care trebuie, înseamnă că nu suntem de acea parte a viitorului care ne gândim cu toții să fim, adică a celor învingătoare. Deci să avem răbdare, mai sunt suficiente etape în care să recuperăm punctele pierdute. Campionatul este dificil, toată lumea, vedeți că sunt surprize de tot soiul, adică echipe care sunt pe la coada clasamentului fac rezultate bune în fața celor care sunt în față. Este o excepție deosebită și Limbarul, vedem dacă îi ține până la sfârșit, dacă motoarele lor vor funcționa la full capacity. Dar vă rog din toată inima, aveți răbdare, am încredere și în staful tehnic, am încredere și în echipă. Băieții încep să se sudeze, avem și cele două noi, cei doi noi veniți. Da, da, tandemul care încă nu a fost pus în funcțiune. Sper că la acest meci va fi decizia staffului tehnic, dacă va intra și Corteleții și poate împreună cu Pierre Larauri și cu ceilalți coechipieri vom avea o victorie care să ne bucure pe toți. Dar fiți alături de noi, veniți la stadion, asta este cel mai important, este o oră potrivită, este ora 18, meciul va fi în nocturnă, va fi o atmosferă deosebită. Fiți alături de noi. Vremea se anunță impecabilă pentru fotbal, deci să zicem, la ora 18 s-ar putea să fie 21 de grade, deci și băieții au capacitate de efort. Sperăm ca oaspeții noștri să nu aibă această capacitate de efort. Da. Mai am o întrebare pentru domnul profesor. După cum s-a văzut la echipele mari și nu doar la Ceahlău, mă refer, de multe ori au pierdut jocuri foarte importante datorită nerezistenței din punct de vedere psihic. Anumite presiuni la nivel administrativ îi pot influența. Aveți un specialist care se ocupă de acest junior pentru ca ei să fie și întăriți din, din acest punct de vedere psihic? Din păcate, organigrama liceilor program sportiv nu permite specialiști. Psiholog sau pedagog? Avem un psiholog școlar care vine de 3 ori pe săptămână, dar prin natura profesiei noastre, noi îndeplinim și această funcție. Deci profesorii de specialitate. Da? Pentru că avem făcut modulul psihopedagogic și încercăm să le insuflăm toate trăirile și orice comportament atipic poate apărea să fie pregătit sportiv, indiferent de nivelul de vârstă. Dar eu vorbesc acum din prisma juniorilor, pentru că aici lucrez și colegii mei la fel, și vă spun că cea mai mare presiune exercitată asupra unui sportiv junior copil vine din partea părinților. Nu din partea antrenorului, nu din partea adversarului. Nu, dar același lucru se întâmplă și la echipele mari, care deja nu, părinții nu mai pot influența atât de mult jucătorii. Poate veni presiune din partea familiei și jucătorii. Pentru dumneavoastră, domnule profesor, la echipă există un psiholog profesionist pentru a discuta cu jucătorii, cu sportivii în general? Nu, nu, avem un plan. Deci, la momentul acesta, nu avem un psiholog sportiv, dar cel puțin pentru anul viitor încercăm să bugetăm o astfel de colaborare. Știm că este importantă. Deocamdată ne bucurăm de suportul psihologic al staffului tehnic. Dacă tot am ajuns cu discuția în zona asta, o întrebare pentru ambii.
Cum vi se pare faptul că Federația Română a decis ca toate rezultatele la nivel de copii și junior până la under 13, nu, până la under 15. Under 15 apare cu rezultate oficiale. Cum vi se pare decizia de a nu contabiliza rezultate și implicit clasamente, dar comparativ cu întrecerile amicale, gen cupa, nu contează care, acolo unde rezultatele sunt la liber, presiunea părinților este și mai mare pentru acești copii care la un moment dat la 10-11 ani unul nu știe să facă o preluare bună, dar țipă nenea din tribună, nu contează cine e în tribună, ca să dea gol. Da? Nu iese preluare cum trebuie. Cum vi se pare decizia Federației și care credeți că este substratul? Aș putea să vă răspund eu aici. În primul rând, cred că este o decizie foarte bună a Federației Române de Fotbal. Presiunea rezultatelor se vede în special la copii și juniori. Și această presiune apare în special la cluburile private. Deoarece cluburile private trebuie să justifice investițiile și susținerea financiară a părinților. La noi, la vorbesc în speță, la liceul sportiv, colegii mei la această categorie de vârstă până la under 15 nu au presiune în rezultate. Deci copiii trebuie să participe, să se dezvolte. Asta este filozofia și strategia noastră. După aceea, deja avem la under 14, da? Deci care este o competiție unde chiar dacă este elit la nivel național, după discuția cu profesorul antrenor, copiii trebuie să crească pentru a deveni sportivi. Nu mă interesează rezultatele la 8 ani, la 9 ani. Acelea nu apar nicăieri în CV-ul unui sportiv. Mă interesează din grupa respectivă să ajungă un sportiv de calitate să poată juca la un anumit nivel. Liga 3, a 2, Liga 1. Asta este viziunea, cred eu, corectă. Dar sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, deoarece și eu mă gândesc că până undeva la vârsta de 14 ani, când sunt finalizate trăsăturile de personalitate, cumva psihologia este extrem de fragilă la nivelul copiilor la până pubertate. În 14 de ani. Da, da, sunt și modificări hormonale și într-adevăr trebuie dezvoltată plăcerea de a juca, pentru că rezultatele în ultimă instanță și poziția în clasament vor veni doar dacă ai plăcere cu adevărat de a juca fotbal. Sau orice altă activitate sportivă, evident. Da, da, da. Pentru că asta nu rămân. Că am câștigat o cupă, să spunem, la un turneu amical sau am fost undeva, rămâne în memoria copilului, a părinților, într-un anumit punct, dar din grupa respectivă au fost cazuri când n-a ajuns niciun fotbalist. Și am câștigat... Nu presiunea rezultatului. Nu? Deci prin de plăcere, adică asta trebuie insuflată de către cel care instruiește. Că părinții oricum pun presiune și tribuna... Când am crescut în cultura, trebuie să fii cel mai bun. Competitivitatea este necesară, absolut. Dacă nu insufle acest sentiment de a fi competitiv, atunci l-ai ce căuta în sportul de performanță. Faci un sport de agrement, e cu totul altceva. Da, de la zid. Dar problema este că aici este un sport de echipă cel mai numeros, în care interdependența contează fantastic. Da. Și aș vrea să mă salut ideea dumneavoastră vis-a-vis de suport. Vis-a-vis de suportori, că ați făcut un parteneriat cu inspectoratul școlar, prin care am obținut niște abonamente. Așa este. Se bucură copiii noștri și v-aș mai ruga dacă s-ar putea să obținem la meciuri, la meciurile oficiale, permisiunea ca un profesor sau doi profesori însoțiți de grupele de copii de la liceu sportiv să poată intra liber pe stadion, să susținem echipa. Sigur, pe lângă da. Cele 10 abonamente care le-au primit elevii noștri, să mai poate intra una, două grupe de copii însoțite de profesori să susțină jucătorii și să aibă niște modele în teren. Desigur, cu drag. Da. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Domnule, vă mulțumesc că ați fost alături.